Părinte, și eu sunt onorată că v-ați gândit la mine ca mărturisitoare pentru frumoasa personalitate care a fost Zorica Lascu și mai târziu cu vioasa mai Teodosia. Țin să vă exprim așa un sentiment de recunoștință că v-ați gândit să readuceți în memoria poporului român imaginea acestei adevărate valori. Pentru, pentru cultura românească în general și pentru ortodoxia noastră română în mod special, pe ambele, Maica Teodosia le-a servit în mod magistral cu talentul pe care Dumnezeu i l-a dat din belșug și cu mult har. Sunt recunoscute aceste talente ale ei de oameni de mare, de mare cultură, de mare... De pildă profesorul nostru de limbă și literatură română, Dimitri Popovici, un mare comparatist, a spus despre Poezia ei că dacă cineva a atins vreodată cerul poeziei pure, acea persoană este fără îndoială, domnișoara Zorica Lațcu. Și această afirmație a lui, făcută în, pe parcursul unui curs, așa pe care îl ținea, a fost aplaudată. Am cunoscut-o pe zorica într-o perioadă grea pentru ea, foarte și în același timp sublimă, nu găsesc un alt adjectiv mai potrivit. Era exact în perioada în care părintele arseni boca se străduia, să aducă pace în sufletul ei care era foarte zbuciumat. Zorica Lascu era conștientă de valoarea ei. Avea o inteligență cu totul ieșită din comun, o aplicație pentru limbile clasice, iarăși cu totul, cu totul remarcabilă. A și studiat latina și greaca, avea un talent scriitoricesc despre care v-am spus. A fost apreciat de, de la prima, prima publicație a ei, care a fost un volum de poezii clasice, dar clasice, în adevărat în sens al cuvântului și pe toate palierile clasicismului. Deci, și cu subiecte clasice, și, și cu realizări super, cu măsură dar ea a avut și era frumoasă, era frumoasă așa, nu, nu, nu numai ca suflet și ca, ca dotare, ca să zic așa, dar era frumoasă și ca chip, dar avea un handicap care o făcea, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, nu e în defavoarea ei, este în favoarea ei, pentru că cu acest handicap ea a reușit să facă o facultate cu materie atât de grele. Mușchii, mușchii lui Zorica aveau mișcări independente de coordonarea cerebrală. Aveau mișcări independente și mâinile și picioarele, și mușchii feții. În special când era emoționată, fața căpăta niște mișcări care o făceau dezagreabilă. Vă puteți închipui ce era în sufletul ei când știa câte daruri a primit de la Bunul Dumnezeu și cum acest handicap le pune pe toate în umbră, dacă nu chiar le contrazice și a trebuit, într-adevăr, o muncă pe care numai, numai părintele Arsenie a putut să o facă, să o aducă într-o stare de calm, de pace, de liniște și să-i canalizeze voința, pentru că voința avea. Vă imaginați că în felul acesta ea totuși a învățat să scrie. Minele ei mergeau cum vroiau ele. Dar ea a reușit, printr-un efort de voință, să le disciplineze în așa măsură încât să scrie. Avea un scris deosebit, mare și tremurat, dar era foarte clar. Citeți așa. A reușit să, să învingă privirile colegilor. Știți că tinerii sunt foarte necruțători. Am stat de multe ori și m-am gândit ce a putut să însemne pentru ea parcurgerea studenției într-o aulă întreagă plină de oameni care se uitau la ea cu ochi. Nu-i nevoie să mai subliniez cum. Mi-am dat seama de lucrul ăsta, la început nici n-am realizat cât de mult o costă. Dar mergând cu trenul, la un moment dat, eu am avut grijă de ea întotdeauna, când a trebuit să mâncăm, i-am curățat mărul, i am tăiat felic, am putea să facă singură lucrul ăsta. Și dacă, trebuia să-i pui în mână bucățica, pentru că dacă puneai în farfurie, zbura din farfurie, că mâinile se mișcau cum vroiau ele. Și o, o, o doamnă de vis-a-vis -vis de noi n-a avut ce face și m-a întrebat, sunteți surori? Și eu am răspuns imediat, dar am răspuns pe un adevăr. Nu m-am gândit că lucrul ăsta ar fi putut să o jignească pe Zorica. Și am spus, nu, nu suntem surori, dar suntem atât de bune prieteni încât le puteți considera surori. Zorica n-a zis nimica, dar când am coborât din tren ca să n-audă doamna, a zis, ți-a fost rușine să, să accepti că ai putea să fii sora mea. Am rămas uluită, nu era asta în gândul meu, nu era nici într-un caz. Eu am spus ceea ce era, nu eram surori, dar vă dați seama cât a costat-o. Întrebarea nesocotită a persoanei respective aia se mira cum două surori și una un arată așa și un arată așa. Cu această sensibilitate ea totuși a parcurs anii, anii, de universitate și a reușit să impună până la urmă în, întregii studențimi un respect nemaipomenit pentru, pentru ceea ce era. Ea era cu nu știu câte clase, deasupra oricăruia dintre studenți. Deci, până la urmă, valoarea adevărată a învins. A învins, da. E foarte greu să vorbește despre Zorica Lascu. O persoană foarte vie, foarte puternică, clocotitoare, așa, și totul sub o, sub o mantie de smerenie, de retragere în sine cu sufletul de schimnic în pustie, adânc pătrund în tine bucurie, străbat încet cărările de șarte, încolo, înspre miezul tău departe. Mă biciuiește vântul tău fierbinte, rupând bucăți din slabile veșminte. Mă bate soarele cu raze grele și secita îmbrăzdează cu în piele. Mi-a ars dogoarea frigurilor chipul, M-a fript la tălpi cu foc uscat nisipul. Cu sufletul de schimnic în pustie, Petrec adânc în tine bucurie. Când lutul meu se mistuie în dogoare, În duh trimiți mireasmă de răcoare. Când sufletul mi foc fără prihană, Îl potolești cu ploile de mană când buzele îmi tremură uscate, în duh reverși cuvinte luminate, și când desete sufletul în moare, sășnesc din tine tainice izvoare, ca sufletul de în pustie, te preamăresc izvor de bucurie.